Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou cupaj informativ! Focșănenii au avut posibilitatea astăzi să-și măsoare tensiunea arterială în Piața Unirii. O echipă de medici specialiști a stat de vorbă cu cetățenii, oferindu-le informații legate de hipertensiunea arterială, care produce cele mai multe decese la nivel mondial. O echipă de medici specialiști, supervizată de doctor cardiolog Irina Radu, a stat de vorbă cu cetățenii, oferindu-le informații legate de hipertensiunea arterială, care produce cele mai multe decese la nivel mondial. Mai mult decât atât, medicii le-au vorbit celor interesați despre importanța controalelor regulate prin care se poate depista la timp această problemă de sănătate. Focșănenii au completat un chestionar de risc pentru hipertensiunea arterială și au primit pliante cu date extrem de interesante. Boală cardiovasculară, dar și factor de risc pentru alte afecțiuni grave, ca infarct miocardic, accident vascular, arteriopatie periferice. De asemenea, să tragem un semnal de alarmă asupra factorilor de risc și să prevenim bolile cardiovasculare. Această campanie este adresată și cetățenilor orașului Focșani. În caravană noi recoltăm analiza de sânghiomoglobina glicosilată, care măsoară valorile medii ale glicemiei și profilul lipidic pe teste rapide. De asemenea, mai efectuăm investigații ale tensiunii arteriale, care de regulă se fac mai puțin la un cabinet pentru că necesită timp. Valorile tensiunii arteriale sunt măsurate la ambele brațe și la brațul la care există o valoare mai mare se măsoară de încă 3 ori, așa cum ar trebui și așa cum este protocolul internațional de măsurare a tensiunii arteriale. Dacă permite. Cine plătește aceste analize? Prin programe naționale. Prin programe naționale. Da. Ați venit să faceți analize? Da. Ați venit cu toată încrederea, da? Absolut. Am și un diabet incipient în noiembrie. Trebuie să știu ceva despre tensiunea asta. Dar să vedem, că nu știm ce analize se fac. O mulțime și gratuite. O tensiune. Vă mai face și alte analize dacă le solicitați. Mi-am permis, dar mai rar, să știți. Cu greu. Mai rar și cu greu, da. Da, la particular. La particular, dar la spital. Nu avem acces. Cum adică nu avem acces? Până cu programare, durează foarte mult. Dar și când te internează. Atunci ați face analizele când te internează în spital. Mai mult tineri sau și tineri și poate mai vârstă? Mai mult... Pensionari. Hipertensiunea arterială, cea mai frecventă boală cardiovasculară, reprezintă o problemă importantă de sănătate în rândul oamenilor. Hipertensiunea arterială nu doare, dar poate ucide într-o secundă, provocând accident vascular cerebral sau infarct. Boala poate fi depistată rapid, iar controlele preventive sunt de mare ajutor. Casa Județeană de Pensii Vrancea a acordat în primul trimestru al acestui an 1155 de ajutoare de deces. Ajutorul de deces se acordă în cuantumul prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2017, cuantumul ajutorului de deces este de 3131 de lei. În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar, adică 1566 de lei. În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt de muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă. Pentru primul trimestru al anului 2017, Casa Județeană de Pensii Vrancea a acordat un număr de 1155 de ajutoare de deces în valoare de 3.298.943 de lei.
Conform prevederilor legii numărul 7/2017 a bugetului asigurării sociale de stat pentru anul 2017, cuantumul ajutorului deces prevăzut de legea 263/2010 cu modificările și completările ulterioare este stabilit astfel. În cazul decesului pensionarului sau asiguratului, cuantumul este de 3.131 de lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului, cuantumul este de 1.566 de lei. Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare. Acesta poate fi solicitat pe baza actelor justificative în termenul de prescripție de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să îl solicite. 4 candidați vor susține examenul pentru postul de director la Poliția Locală a municipiului Focșani. Candidații vor susține proba scrisă în data de 23 mai la ora 10 la sediul primăriei Focșani. În prealabil, de la ora 9, va avea loc proba de suplimentare de testare a cunoștințelor de operare pe calculator. Cei 4 candidați declarați admiși în urma selecției dosarelor de înscriere sunt Gicua Vasiloae, fostul șef al Poliției Municipiului Focșani, Andrei Coman, fost comisar la Garda Financiară, Daniel Petre Bâzgan și Vasile Dimoftei. Candidații vor susține proba scrisă în data de 23 mai, ora 10, la sediul primăriei Focșani. În prealabil, de la ora 9, va avea loc proba suplimentară de testare a cunoștințelor PISI nivel mediu. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare. De menționat faptul că este al doilea concurs organizat de municipalitate pentru ocuparea postului de director la Poliția Locală. Primul examen a fost anulat după ce Andrei Coman, singurul care rămăsese în concurs, nu a participat la proba interviului. Vrâncenii care doresc să facă o bucurie copiilor sărmani pot dona câte o jucărie în cadrul campaniei organizate de Cătălin Lupu, un fost tânăr instituționalizat. El a început din timp colecta de jucării, astfel încât, pe data de 1 iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, să le poată distribui în Piața Unirii din Focșani. Așadar, oricine dorește să participe la proiectul Zâmbetul Copilului inițiat de Cătălin Lupu și să aducă bucurie unor copilași fără posibilități materiale, poate dona jucării până la data de 30 mai la toate bibliotecile din Focșani. Încep cea de-a noua ediție, care deja am început o campanie din data de 25 aprilie până pe data de 30 mai, se vor aduna jucăriile în toate instituțiile al Bibliotecii Județene Vrancea și Școala Hipocrată Sanitară, la care pe data de 1 iunie vom face un munte de jucării pentru copiii nevoiași și ce să mai pot spune despre parteneri care vom colabora și am dus până la capăt acest proiect de fiecare dată sunt Consiliul Județean Vrancea, Primăria Focșani, Inspectoratul Școlar Vrancea, Școala Sanitară Hipocrate, Palatul Copiilor Focșani, Școala numărul 7, Școala numărul 9, Școala numărul 10, Școala numărul 8 și Școala Liceul Tătărescu Gheorghe, la care pe data de 1 aștept pe toți să putem forma muntele acestea de jucării și ar mai fi în cadrul acestei parteneri Direcția pentru Protecția Copilului Focșani. Partenerii acestui proiect sunt Primăria Municipiului Focșani, Consiliul Județean Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Școala Pozicială Sanitară Hipocrate Focșani și Biblioteca Județeană Duiului Zamfirescu Vrancea. Acțiunile lui Cătălin Lupu au mobilizat foarte multe persoane, așa încât darurile care au fost duse copiilor în acțiunile organizate în ultima perioadă au fost din ce în ce mai consistente. Formația de volei CSM 2007 Focșani a ratat promovarea în divizia A după ce a pierdut toate partidele disputate la turneul de baraj care a avut loc la Timișoara. Dezamăgitor este faptul că echipa focșaneană nu a reușit să câștige măcar un set în cele trei partide disputate. La turneul de baraj pentru promovarea în diviziei A2, care a avut loc la Timișoara în perioada 12-14 mai, formația de volei a clubului CSM 2007 Focșani a pierdut toate cele trei meciuri, toate la 0 în fața echipelor CSU Cluj-Napoca, Agrolan Timișoara și Rapid București. Dincolo de ratarea promovării în primul eșalon al voleiului românesc, dezamăgitor este faptul că formația focșaneană nu a reușit să câștige măcar un set în cele trei partide jucate. În urma acestor rezultate, CSM 2007 Focșani s-a clasat pe locul al patrulea și a rămas
rămasă în divizia a 2. Primele două locuri au fost ocupate de Agrolan Timișoara și CSU Cluj-Napoca, formații care au promovat în divizia a 1. Ambele echipe erau mari favorite în turneu și și-au valorificat acest statut. Pe locul al treilea s-a clasat Rapid București, care a obținut o singură victorie, cea din partida cu colega de serie din divizia a 2, CSM 2007 Focșani. Judoca de la clubul LPS CSS Focșani au cucerit 3 medalii la finala campionatului național sub 15 ani, în trecere care s-a desfășurat la Craiova. Performării clubului focșanean au fost Robert Iamandi, Fabrizio Mucenica, Alexandru Sârbu și Alexandru Frunză. În sala sporturilor Ion Constantinescu din Craiova, unde au avut loc finalele campionatului național de judo pentru sportivii sub 15 ani, judoca de la clubul LPS CSS Focșani au făcut ceea ce știu mai bine, să intre în competiție și să câștige medalii. Chiar titlul de campion național al României, așa cum a făcut-o Robert Iamandi la categoria 34 de kilograme, medaliat cu aur. Colegul său de club, Fabrizio Mucenica, a încheiat turneul de la categoria plus 73 de kilograme pe locul al doilea și a primit medalie de argint, iar Alexandru Sârbu la categoria 38 de kilograme și Alexandru Frunză la categoria 46 de kilograme s-au clasat pe locul al treilea și au primit medalii de bronz. Campionul național Robert Iamandi și vicecampionul Fabrizio Mucenica au obținut și calificarea la campionatul balcanic, programat luna viitoare la Salonic în Grecia. Judoca de la LPS CSS Focșani sunt antrenați de Dumitru Zisu, Stănică Grosu, Marinel Palade și Iulian Surlă. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 15 grade Celsius, iar cele maxime între 22 și 24 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!